La Națională Mare. Suntem obligați. Fii atent ce spun. Suntem obligați să terminăm pe locul 2. Deci obligați. Întâlnim cea mai slabă Islandă din toate timpurile. Nu din toate 39 timpurile. Din toate timpurile. Nu cred că din 2018 până în 2021, perioadă de 3 ani de zile, mai găsești la Islanda așa ceva. 39 de meciuri, 9 victorii. 2 cu Moldova, 2 cu Andorra. Una cu noi, din păcate, da? Din ultimele 10 meciuri, unul cu noi. Nu uita un singur lucru ce am spus aseară. Avem 6 jucători din primii 10 cei mai scumpi din toate timpurile. În 11-le ăsta cu Puskás titular. 6 jucători din cei mai scumpi jucători din toate timpurile. Mirel Rădoi e un mare norocos. Nu știu dacă se gândea vreodată să ajungă în momentul ăsta în care să ai asemenea jucători. Atenție, și Mitriță, poți să-l folosești. Al 7-lea. Din cei mai scumpi din toate timpurile, Andone al 8-lea, e acolo la bătaie. Asta pentru că sunt oameni. Nu e, e socoteală. Nu mă interesează. 6 jucători. Au explodat. E ca și cum ai spune că prețurile au explodat. În Anglia se câștiga salariul anual era 100 de lire. 6 jucători peste 8,5 milioane. N-are nicio legătură. 12,5 milioane. Ce s-au costat islandezii? 11, nu, adevărul că dacă după tragerea la sorți priveam grupa și spuneam că totuși locul 2 venind din urna a 3-a și Macedonia. Acum sunt de părere cu Pandi. Deci dacă te uiți atent la rezultatele Islandei... Pentru că noi tot timpul trebuie să ne raportăm la adversar, nu? Ce înseamnă locul 2? Locul 2 sau barajul? Mai discutăm acolo. Nu știu ce se întâmplă, eu nu vorbesc. Eu vorbesc ce Islandă întâlnim, cum suntem noi în momentul ăsta. Nu avem cum să nu terminăm pe locul 2. Bine, ne dezavantajează faptul că se joacă în septembrie, după părerea mea. Se pot schimba data de probleme. Pentru că dacă mai jucam și luna viitoare și cealaltă lună, cred că era un mare avantaj pentru noi. Eram într-o bună formă cu jucătorii, da, pe termen scurt, nu știu ce se întâmplă în septembrie, dar pe termen scurt eram într-o mare formă și aveam șanse mari să facem lucruri bune. Spune până la Naționala Mare, cum îl evaluezi pe Mutu? Și pentru acest moment, dar în general. Mă bucur pentru el, a făcut multe lucruri bune. Se vede că, și așa am spus după primele două meciuri, că Naționala asta joacă peste ce poate, din cauza antrenorului. Poate de aici și, nu știu dacă supărare, că e mult spus supărare, dar poate de aici vine și vin lucrurile astea, că mă așteptam la ultimul meci în care aveam nevoie de victorie, pentru că noi nu ne puteam gândi că Olanda face ceva cu Ungaria. Adică un rezultat de egalitate, nu, da? Vorba, maxim un rezultat de egalitate. Nu mai te gândeai că poate să piardă, că n-avea cum. Deci, trebuia să jucăm meciul ăsta, trebuia să-l câștigăm. Știam de la început că trebuie să câștigăm meciul ăsta. Mi se pare că am făcut mai puțin decât în celelalte meciuri. Am ajuns cu o formulă, cu un prim 11, repet din nou, neașteptat, cu 7 jucători, din anumite motive, intrați pe alte poziții, gen Harus, de exemplu, din dreapta în stânga. Și cu 2 jucători, cei mai în formă jucători ai noștri la începutul turneului, pe bancă la ultimul meci. Unul intră în minutul 45, unul în minutul 60, niciunul dintre ei nu fac absolut nimic în momentul când intră în teren. Următoarea întrebare pentru amândoi. Credeți că următorul selecționer după Rădoi la Naționala Mare va fi Mutu? Ca o părere. Bogdan. Nu știu, mă gândesc. Nu-mi dau seama. Tactic, mi se pare că Mutu așa mult s-a pregătit de Rădoi. Și mi se pare. Eu încă o dată să rămân partizanul ideii că ceea ce joacă Naționala Mare a Europa, s-ar putea să greșesc. Și sper să greșesc. Ce joacă Naționala Mare acum nu se cheamă fotbal. Este o copcică avântată, repet, nu poți să se termine meciul în România, Macedonia de Nord, cu raportul al ocazilor 12 la 8. Nu e... Mutu, încă o dată, mi-a plăcut foarte mult meciul cu Olanda. Să reușesc să închizi de o asemenea manieră o echipă a Olandei, care are valoare totuși, nu e nici pe departe lipsă de valoare, este remarcabil. Acum că va fi cineva, eu cred că va fi, da, tot așa, pentru că Federația Română, atâta timp cât nu va reuși să obțină calificări la turneele finale, este obligată, după părerea mea, la un buget low cost. Și e clar că un antrenor venit pe această filieră va lua mai puțin bani decât, eu știu, aduci un italian sau un portughez sau ce Dumnezeu o aduce. Pandi, ce crezi? E prea devreme. Realitatea este că, până la urmă, am câștigat un singur meci important, da, ăsta cu Ungaria, da, și Ungaria
este cum este, pentru că noi am pierdut în Ucraina, am făcut egal cu Danemarca. Am câștigat în Finlanda. Finlanda, dar vorbesc meciuri importante, dar nici ăsta nu știu cu Ungaria cât de important, dar hai să spunem că e important. Mi-aș dori și m-aș bucura pentru el ca într-o zi să fie antrenorul echipei naționale. Da. Interesant ce spune și despre participarea la Jocurile Olimpice. Cumva, din ce am înțeles eu... Nu va fi acolo decât ca spectator. Da, nu va fi în sensul că nu va fi în pregătirea echipei. Da. Nu va fi antrenor, va fi doar spectator. Și va fi a spus că nu mi se pare normal, doi antrenori, nu, ce e asta doi antrenori? Cred că are dreptate. Da. Ce e asta doi antrenori? Că dacă ar fi bine, că am văzut cine avea, Norvegia sau cine? Suedia, Islanda, nu știu cine, da? Câte doi. De ce nu punem patru? E corect. Nu? Că de ce doar doi? Adică dacă doi sunt mai buni decât unul, patru nu sunt mai buni decât doi? Da, și aibă 11 pe. Da, dar știi ce s-a întâmplat? La un moment dat cineva a luat 7 avocați, cei mai buni. Că a crezut că face treabă cu 7. Și a știut să certe drei și a zis unul, băi, alege-mă unul. Că el are idei, crezi într-unul și ăla. Exact și la fotbal. 2, 4, 6, 1, atâta trebuie. Nu ai nevoie de mai mulți. Dacă tu eu nu văd soluție pentru lotul olimpic decât o sumă de bani disponibilizată de federație care să recompenseze într-un fel cluburile din România, cel puțin, care vor pune la dispoziție jucătorii. Eu nu văd ca FCSB, indiferent în ce competiție va lupta și dacă va lupta, dacă nu va lua titlu, dacă va juca în competiția asta altă, mereu uit cum se cheamă. Conference League. Conference League. Bă, mă, și acolo sunt niște bani totuși. Vorbesc că și acolo, da, acolo intri sunt mai 2, 3, 4 milioane. Primul tur în care intri ai altfel de avea decât Champions League. Adică ar putea exista, cred că, bunăvoința din partea FCSB-ului să dea anumit jucător dacă va juca în Conference League, pe când dacă mergi în Champions League, nu lași niciun jucător la Olimpiadă. Nu, dar zic pe hârtie, echipa eligibilă pentru Tokyo... Care este? Care ar putea să fie? Păi ar putea să fie așa, în poartă Radu sau Vlad. Da? Bine. Acum ce faci? Astăzi? Astăzi ce faci? Păi chiar, ce faci? Păi nu chiar Vlad. Ce faci, dacă zici că Vlad trebuie să se ducă la echipa mare și chiar intri în discuție. Echipa mare nu are acțiune intră, nu, dar zic, în momentul ăsta îl vezi pe Vlad, singurul jucător care poate merge la echipa mare și care să-i pună probleme lui Niță, da? Dar nu să-i pună probleme lui Radu. Da, eu văd pe Vlad îl văd titular. Asta spun. Nu, deci, dar vreau să spun că ai doi portari. Eu spun că Radu o să apere la Olimpiadă. Că Radu așa cred eu, că Radu o să apere. Poate să meargă. S-ar putea să nu poate să meargă, păi și atunci îl avem pe Vlad. Dar eu cred că Radu să apere. Vlad să nu meargă. A, Vlad să nu meargă și Radu să meargă. Radu pe Inter începe probabil în octombrie. Dacă o mai rămâne la Inter. Nu știu ce... Nu. Noi făceam un exercițiu de imaginație dacă toți jucătorii eligibili ar putea să participe. Că așa da, nu hai știm. Să zicem, Radu. Eu nu știu că e Radu. Criteriul este următorul. Toți jucătorii născuți după 1 ianuarie 1997 la liber. De ce 97 și nu 98? Cum a fost în... Nu, 96 atunci. A fost... A, 96? 96 da, 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 dar la Olimpiada este 1 ianuarie 1997 și adică 3... Adică poți să ai 24 de ani și 6 luni la Olimpiadă. Păi da, pentru că acum s-a și decalat cu un an. Da, deci 24 iar de ani. Iar în afara acestor fotbaliști, ai voie la 3 jucători oricare. Adică poți deci să fie adică și... seniori în toată regula, 24 de ani și... Nu, asta zic, seniori în toată regula. Oricine, Tamaș, dacă vrea să meargă la Olimpiadă, are drept. Păi 3 jucători. 3 jucători, da. Oricine, jucători. Din aia 3. În rest, poți să ai 24 de ani, 24 de ani și 6 luni. Da. Da. Atenție exact. Mare, vor fi probleme la toate reprezentativele. Nu, stai să vedem ce echipă facem. Turneul final olimpic este cât timp se va ajunge la un acord cu FIFA să devină dată liberă perioada, dar după părerea mea e o nebunie. Tu te ajungi ca selecționer al acestei echipe olimpice, este ruși de toți, nu numai România. Problemele sunt... Și de ce să-ți dea drumul, mă, Brazilia, nu știu cum, că poate mi-l lovești Bogdan, la Olimpia. Aici o discuție că echipele naționale olimpice europene au probleme. Brazilienii tot timpul au trimis, dovadă că au și jucat. Brazilia atât de mult că nu știu pe ce. Argentina la fel. Mare atenție la echipele care vin din Africa, pentru că aici există chestiunea. Ei au 28 și ceva. Îți dai seama, stai o secundă, dacă ai voie să ai 24 de ani jumate. 28 jumate. Pe Usman Viera este aproape eligibil, după părerea mea. Dacă îl văd la Coasta de Vildeș. Are 34, se duce pe la Abidjan și când trece, îi taie un 1 și va ajunge la 24. Bun. Hai să vedem cum facem echipa aia. Deci, Radu. Fundaș dreapta? Fundaș dreapta... Mane. Mane? Păi Mane cred că e născut 96. Păi ce păcat că are 27 de ani Lampard.
Da. Fai de mine, ce păcat. Mă, și că era titular și la național asta. Medelcearu parcă e 97, ca să mă refer, dar așa de la mijloc în sus am avea echipă. Că zici că ei în ei ăia trei jucători în compartimentul care nu prea ai soluții, în defensivă, să zicem, da? Ei pe ăia trei. Și da, pe, deci dacă tu ții închipui că Medelcearu... Ulei pe Man, pe Mihailă? Păi dacă te lasă Parma, ei, de ce să nu ei? Păi asta spun, ei, dacă te lasă, dacă, dacă nu... te lasă, dacă te lasă Rangers să le iei pe Iannis... Tu crezi că Medelcearu te lasă, ai ca Atena? Nu știu, asta spun. Acum nu-mi dau seama cumva, dar va fi o problemă sunt mare. Sunt curios la aia trei, cine să ia trei? Păi aia trei, sigur, vor fi în funcție de ce disponibilități sunt în anumite compartimente. Medelcearu e 97? Nu știu dacă e 97 păi sau... Păi și Radu, ai zis că e 97? Radu, da, e 97. Deci ei nu sunt în aia trei? Nu! Radu, Nedelcearu... Radu nu, nu știu de Nedelcearu dacă e 96 sau 97. În fine, o să mai discutăm pe chestia asta, că tragerea la sos va fi peste 3 săptămâni. Ultimele echipe calificate și care întregesc tabloul celor 16 echipe pentru Olimpiadă sunt Honduras și Mexic. Vom fi în ultima urnă valorică, însă avem un mare avantaj, că în grupa noastră nu va fi nicio echipă din Europa, care, după părerea mea, sunt foarte bune. Dar acolo, periculos, sunt africanii. Africanii. Nedelcearu e 96. Și sud-americanii. Pandi, deci Nedelcearu e 96. A, s-ar putea să fie, da. Deci dacă ai picat cu Nigeria și Chile... Nigeria nu e. Nu știu, mă, Camerun sau... Coasta de Fildeș. Coasta de Fildeș. Să nu te spui, dacă nu vezi pe Viera. O singură echipă de pe un continent poate să fie în grupă. Adică nu piși cu, și... nu piși cu Chile și cu Coasta Chile de Fildeș. Nu e, e Brazilia. Nu știu, mă, Brazilia. Da. Brazilia, Argentina. Nu, cea nu mai grea grupă Brazilia. Este Brazilia, Mexic, Coasta de Fildeș. Asta e o grupă posibilă. Da, mă rog. Va fi de, va trebui să discutăm atunci când vom ajunge punctual în funcție de ce echipe vin, cine sunt. Brazilia a luat vreodată? Au luat, da. La ultima Olimpiadă, era prima oară, până atunci nu au lăsat niciodată. Nu știu. În 2016, că au luat prima oară de când joacă ei. Da? Păi nu au luat niciodată, nu au lăsat niciodată la Olimpic. Știu sigur discuția că nu au luat niciodată la Olimpic până acum, în 2016. În chestiunea asta, să știi că e foarte atractivă pentru anumiti jucători. Sergio Ramos spunea că și-ar dori să meargă acum cu Spania, că e calificată la Olimpiadă. Că, la fel, ar fi Portugalia e calificată? Nu. Ah, păcat, mergea Ronaldo sigur. Să încerce să ia și un medaliu olimpic. Mergea, vă spun. În caz că ar fi câștigat europeanul, pleca direct de la european la Tokyo. 5-6 goluri și acolo la Olimpiadă. În fine, discutăm un pic și despre naționala mare. Mâine jucăm cu Armenia. Astăzi a fost conferință de presă Mirel Rădoi și vreau să vedem un scurt pasaj, pentru că a fost întrebat despre o chestiune pe care am discutat-o și noi aici în platou, despre poziția pe care joacă Stanciu, dar și despre modul, filozofia pe care Rădoi o are de a juca acel fotbal ofensiv. Haideți să vedem ce a răspuns Rădoi astăzi. Foarte mulți foști internaționali spun că randamentul lui Stanciu este mai scăzut la națională decât la echipa de club, deoarece este folosit în fața apărării. Găsiți vreo explicație pentru evoluțiile lui din ultimele două meciuri? Venind la națională este un singur antrenament, la echipa de club lucrează zi de zi, automatismele sunt diferite. În plus de asta, noi avem anumite discuții cu jucătorii în care vorbim care ar putea să fie poziția lor preferată. Deci ei nu știu de discuțiile noastre, nu știu de felul cum abordăm, vorbesc doar din exterior și e normal să aibă poate alte păreri decât ale noastre. Ați folosit la mijlocul terenului un cuplu de fotbaliști ofensivi, fără un închizător de profesie. Pentru că așa vedeți jocul naționalei la mijloc sau pentru că fotbalul românesc nu are un mijlocaș defensiv de top? Așa vedem noi lucrurile în acest moment, așa cred, considerăm noi că este bine, așa considerăm că putem să ajungem cât mai repede la poartă. O victorie 1-0 fără ca adversarul să se apropie de poarta noastră sau un 3-2 ca în meciul cu Macedonia de Nord? Cred că și Nicușor Bancu a spus foarte, foarte bine, asta le spun și eu, mă interesează să dăm un gol mai mult decât adversarul. Deci, în momentul de față, dacă ar fi un 3-2, sunt mulțumit. El spune că, explicând de Stanciu, că una e să ai un singur antrenament sau două la echipa națională și cu totul altceva, un ciclu săptămânal la Slavia Praga. Doar asta să fie explicația pentru modul în care a arătat Stanciu la națională versus cum a arătat la Slavia Praga? Nu, el a spus foarte bine, așa vedem noi fotbalul în momentul ăsta. Vrem ca mingea să se ducă foarte repede către cei patru jucători, da, din fața celor doi închizători și atunci preferăm să jucăm așa. Foarte corect. Dacă el așa vede fotbalul, n-ai ce să... Eu am spus, nu cred că avem în momentul ăsta un număr 5 pe care să-l băgăm și să fie acolo număr 5. Și atunci a preferat să facă altfel de mișcări în echipă. Și s-a ajuns la Stanciu cu Răzvan Marin. Adevărul este că nu dă randamentul ăla de la Slavia, adică nu ajunge doar să faci ceva, trebuie să faci ceva să se vadă, pentru că acolo la Slavia faci la fiecare meci ceva care se vede. Da?
Dar dacă așa vede fotbalul, așa este. Eu n-am ce să comentez. Păi nu, noi putem comenta, Brădoi poate să vadă fotbalul cum vrea el, noi putem să vedem fotbalul cum vrea noi. E normal că îl vede. Eu am spus, nu cred că poate să dea randament bun dacă îl pui la 70 de metri de poartă adversă. Asta e părerea mea, altceva nu am ce să spun. Cu fotbalul Brădoi vom fi într-un roller coaster. Vor fi posibile și victorii ca în Austria, dar vor fi posibile și catastrofe, cum a fost în Norvegia, spre exemplu, acel 4-0. Asta este fotbalul pe care îl propune el. După părerea mea, este un fotbal foarte riscant. Sigur că, țin minte că până acum ne plângeam că toți ne apărăm, suntem prea defensivi. Da. Ok, înjuram că îmi pierdem cu 1-0, că nu o dăm la poartă. Poate să încercăm și așa, eu știu, ți-am zis, mie, eu trăiesc cu mari emoții. Orice meci. Adică eu cred că România, în momentul de față, la cum se apără, poate să ia gol de la absolut oricine. Dovadă că a și luat gol de la bun, oricine. Bun, stai să vedem. Eu nu 9 cred că... meciuri în fiecare meci. Nouă meciuri a luat gol. Până acum au fost 10 meciuri grele toate. Nu chiar toate. Păi dar ce am luat de întâi cu pele slabe? Până și în amicalul cu Belarus și am luat. Și cu Irlanda de Nord și cu Belarus și cu... Belarus am luat 3. Și cu Irlanda de Nord în ambele meciuri. Da. Asta este. A, n-am luat gol cu Norvegia. Pe de altă parte, 3-0. I-am călcat în picioare. Nu că i-am bătut. Dar... Dacă te uiți repede așa pe flash, mamă, ce i-a rupt ăștia. Noi și Turcia. Da, noi și Turcia. Ideea este, ți-am spus, că după părerea mea, nu așa trebuie să arate... Eu nu zic să te aperi. Dar prin posesie, prin modul în care reacționezi după ce pierzi mingea în jumătatea adversă, să reușești să faci acolo sus o presiune. Așa joacă echipele mari. Anglia nu are împotriva ei 25 de ocazii adversarul. Așa mi se pare. Nu știu. Pentru că sunt meciurile alea în care ție nu-ți intră și unul la intră și te bate de te rupe. Asta este după problema. Da, încă o dată, ne-am plâns 20 de ani. Că tot timpul cu Victor Pițurcă... Da, și acum că vine, acum vine cineva nu ne care... Nu nici asta, da. Hai să încercăm. Dar ți-am spus. Vezi că și plânsul ăla... Păi, noi ne-a egalat maciul ăla, nu n-a mai spus nimeni. S-a terminat 3-3, de fapt. Au fost 10 cm de offside. Bă, ne-a mai dăduse un gol. E, 10, da. Pandi, a fost imens offside-ul? Da, da, offside-ul e offside. A fost clar, bă, ok, dar nu-i discut. Dar putea, a fost același gen de fază. Nu putea să-l lase. Da, a fost același gen de fază de la golul 2. Știu, dar nu putea să-l lase. Aceea schemă pe centru și... Dar nu putea să-l lase. Mă, nu putea, dar eu, aici, la meciul următor, nu o să mai fie offside. Da. Deci pe tine ai dat gol în 86 și ai luat gol în 92 iarăși. Apropo de... ce plângea lumea sau cine mulțumire avea în anii trecuți. În ultimii 13 ani, noi avem o singură calificare, da, cu Naționala Mare. 2016. Și m-am uitat ieri să vedem în cele 10 meciuri în care selecționerii au fost Iordănescu și Pițurcă, în toate cele 10 parcă meciuri. Parcă ați dat, nu? Hoban, da. Pintili, nu știu din cine, Hoban 10, în multe. Hoban, Pintili, în, șase, în vreo 6, da. Cuplu ăsta Hoban, Pintili, a mai fost Hoban, Mărtean, Prepeliță. Sunt Mărtean. Și sunt Mărtean în unele meciuri. Da, Hoban, da, sunt Mărtean, parcă. Da. Sau Pintili, sunt Mărtean. Adică noi așa ne-am calificat, n-am pierdut niciun meci, e adevărat că am făcut, cred că vreo 5-0. Eu îți spun și de ce am eu regret, pentru că acum mi se pare că în față avem cei mai buni jucători din ultimii 15 ani. Bă, mi-e așa mi se pare. 15 ani e mult. Bă, 15. Nu, ba da, 15 nu. Zic. Ba da. Sunt PSG aveam cu Mutu, Marica... Bă, ăștia mi se par mai periculoși pentru un posibil joc de contraatac. Făcut bine. Adică, eu de la Marius Lăcătuș nu mi-amintesc un jucător, poate greșesc eu, care să aibă explozia acestui Mihail. Eu de la bar, numai Lăcătuș mai punea capul în pământ și pleca, dezrupea gazonul de sub el și nu mai ajungea nimeni. Bă, deci, pentru Mihăilă este extraordinar să tu să te aperi bine, să recuperezi, să-i dai mingea. Nu sunt multe echipe mari care pot să reziste unei asemenea scheme bine făcută. Cu condiția ca Mihăilă, mă rog, să continue să progreseze, să nu se accidenteze. Dacă progresează la calitățile pe care le are în 2 ani, ar trebui să fie la una dintre echipele mari din Italia. Da. Da. Dacă progresează așa cum a progresat în ultimul timp. Adică... Îl ai, Denis Mann, nu e același gen ca Mihăilă, dar și el e un jucător bun. Bă, sunt oameni care, Ianis Hagi, Stanciu, dacă a fost acolo. Deci tu ai... o posibilă echipă reactivă senzațională, cum nu a mai fost de prin 94. Până atunci ne apăram cu 7 și aveam pe Răducioiu, pe Gică Hagi și pe Ilie Dumitrescu. Noi așa făceam și le deam pe ăștia 3 și le dau gol. Greșesc cu ceva, Pandi? Nu, ai dreptate.